Stimați frați, vă invit să deschidem Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 8, și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 30. Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, seara aceasta, întâi de toate, aș dori să vă aduc cuvinte de salut din partea fraților de credință din Biserica Emanuel din Sibiu și din partea colegilor profesori și studenți de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului nostru Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile, lucrul de zi cu zi, biserica și în toate să înaintați pentru slava lui Dumnezeu. Eu mă bucur să revin în locul acesta, am mai fost odată și cu grabă mare atunci, așa mi-aduc aminte că a fost. Cu bucurie m-am reîntors aseară cu un grup de frați, bărbați, am avut în locul acesta părtășie. Mulțumesc fratelui Iulian, fratelui Dan, pentru invitația făcută să fiu și cu dumneavoastră în această dupămasă la părtășie, la biserică. Dumnezeu să binevoiască să deschidă o ușă de cuvânt. Această ușă de cuvânt e necesară nu numai pentru cel care vorbește, ci e deopotrivă necesară și pentru cel care ia aminte. Nimeni nu a vorbit vreodată cu ungerea care se găsea peste Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte că între cei care l-au ascultat au fost oameni inimă de piatră. Fiul lui Dumnezeu le-a vorbit și n-au priceput nimic. Peste ei nu era Duhul. Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste noi, ca ceea ce spunem să fie primit ca din partea lui Dumnezeu. Amin. Acest loc din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre o stare de primire pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, o stare de ucenicie. Iisus a zis: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Mai târziu, Iisus, în aceeași cuvântare, a spus: adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. În momentul în care Domnul a spus aceste cuvinte, iudeii au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Ca apoi Domnul să spună: știu că sunteți sămânța lui Avram. Știu. Și din cele spuse, rezultă că în timp ce ei erau sămânța lui Avram, totuși Avram nu era tatăl lor. Biologic se trăgeau din Avram, dar din punct de vedere al identității lor spirituale, n-aveau nicio treabă cu Avram și nicio treabă cu credința lui Avram. Există posibilitatea să ne revendicăm din neam bun, dintr-o moștenire de credință sănătoasă și bună, și totuși, din punct de vedere al realității spirituale, cu privire la identitatea noastră, să ne găsim pe altă direcție și în altă dimensiune. În esență, oamenii, după cum găsim în Biblie, sunt împărțiți în două mari categorii. Unii dintre ei sunt copii ai lui Dumnezeu și nădăjduim că Dumnezeu face această mărturie pentru noi în seara aceasta. Și o altă categorie a oamenilor sunt oameni din grupul celor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Această împărțire a oamenilor se regăsește și în cadrul comunităților creștine. Când ne uităm la societatea omenească de la o distanță mai mare, aceste două categorii sunt ușor vizibile, dar la nivelul unei biserici, la nivelul unei comunități, la nivelul unei adunări, cum este a dumneavoastră sau cum ar fi a noastră de la Sibiu, separarea aceasta este mai greu de făcut, dar există.
Vă rog să vă aduceți aminte că în biserica din Pergam erau unii care se țineau de învățătura lui Balaam. Iar în biserica din Tiatira, din Sarde, spre exemplu, cei mai mulți își mânjiseră hainele și acolo erau totuși oameni cu inimă curată care au ținut mărturie. În biserica din Corint citim că erau unii oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și se numeau totuși frați. Așa spune Apostolul Pavel că acolo era un om, puteau fi chiar mai mulți, unii, a zis Pavel, dintre voi nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun, scria el celor din Corint. Iar acei membri din biserica din Corint erau, aparțineau bisericii, se numeau frați și cu toate acestea, din punct de vedere al stărilor spirituale, nu erau recunoscuți de Dumnezeu și nu aveau numele scris în cartea lui Dumnezeu. Pentru ei, Apostolul Pavel a spus un cuvânt foarte greu, foarte greu. A zis așa, unul care se numește frate, dar care trăiește ca un om de lume, trebuie să fie dat afară din mijlocul vostru. Stările acestea au o rădăcină foarte adâncă și despre rădăcina aceasta, în această seară, aș dori să vorbim. Există, în esență, două feluri în care ne putem raporta la Dumnezeu. Un prim fel este cel drept, o raportare sub călăuzirea Duhului, în lumina cuvântului Evangheliei, aș numi această raportare la Dumnezeu raportare după Duh. Oamenii care îl urmează pe Dumnezeu după Duh, se raportează la El după Duh, sunt oamenii născuți din Dumnezeu. Ei îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn, viața lor a fost transformată, schimbată, ei însetează după neprihănire, după dreptate, ei sunt călăuziți, cum spuneam, de Duhul și pentru ei Dumnezeu face mărturia că sunt copii ai lui Dumnezeu. Celălalt mod de raportare la Dumnezeu nu este mai puțin impresionant, mai puțin vizibil. Acest mod este o raportare după natura noastră religioasă sau, ca să spun mai simplu, după fire pământească. Firea noastră pământească, natura noastră omenească, este capabilă să dezvolte și sentimente religioase, trăiri religioase. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că firea pământească se găsește împotriva lui Dumnezeu, ea are niște caracteristici teribile, mizerabile, dar unele dintre ele sunt onorabile. Între acele trăsături onorabile, una s-ar numi religiozitatea, aplecarea spre religios. Firea noastră pământească este aplicată spre religie. Nu ne putem explica altfel existența în lume a religiilor false, a păgânismului, a ereziilor, a vrăjitoriilor, a ocultismului. Toate aceste manifestări sunt expresii ale religiozității firii noastre omenești. Oameni care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, totuși cred în existența divinității și într-o formă sau alta caută să se raporteze la ea. Dar nu sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu. Nu sunt născuți din Duhul lui Dumnezeu. Problema aceasta este foarte veche. O regăsim încă de la începuturile omenirii. Aduceți-vă aminte că în familia lui Adam erau doi băieți, doi frați, Abel și Cain. Amândoi credeau în Dumnezeu. Cain n-a fost ateu. Cain credea în Dumnezeu. Și nu numai că era, că mărturisea teoretic credința, ci avea și, cum să spun, o căutare după Dumnezeu. Vă rog să observați că cei doi frați s-au întâlnit la altar. Amândoi au adus lui Dumnezeu o jertfă, amândoi au pus pe altar ceva. Și ce e ciudat de observat este că Dumnezeu a vorbit și lui Abel și lui Cain. Lui Cain i-a spus ceva Dumnezeu și Cain l-a auzit pe Dumnezeu. Deci nu vorbim de un Cain ateu, un secularist care luptă împotriva lui Dumnezeu și care și-a făcut agendă
din viața lui să demonstreze că Dumnezeu nu-i. Cain este prototipul omului religios după fire pământească. Problema aceasta se înrădăcinează în faptul că odată căzut în păcat, omul și-a pierdut capacitatea de a înțelege clar pe Dumnezeu. El a păstrat niște noțiuni despre Dumnezeu, dar păcatul l-a orbit și l-a făcut să nu mai aibă discernământ, și claritate, și limpezime. Și de ei s-a născut această trăsătură a firii omenești căzută în păcat, numită religiozitatea. Aplecarea spre religios. Acum, închipuiți-vă că un copil se naște într-o familie de hinduși, un alt copil în familie de musulmani și un alt copil în familie de creștini. Cel care s-a născut în familie de hinduși este dus de mic la biserica lor, ce au ei acolo, la templu, e educat în spiritul credinței pe care o au părinții și bunicii, iar el, crescând în comunitatea și în contextul acesta, învață, imită și mai târziu reproduce credința aceasta, iar când se face mare, se declară musulman. Reflexele religioase ale naturii sale omenești îl determină să se facă hindus. Copilul născut în familie de musulmani, exact pe aceleași cărări. Instinctele naturale, religioase, pe care le are el, ca omul, om căzut în păcat, om murat în păcate, om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-i născut din Dumnezeu, n-are Duhul Sfânt, nici n-a auzit vreodată de Iisus. E dintr-un context islamic. Copilul acesta are însă instincte religioase. Și aceste instincte religioase cuplează cu religia pe care o observă în jurul lui, pe care o învață, apoi o imită, după aia o reproduce și poate deveni chiar un apărător al ei, foarte fidel. Ce credeți că se întâmplă cu copilul de creștin din familie creștină? El s-a născut în păcat ca și cel de hindu și cel de musulman. Este adevărat că familia creștină, contextul creștin, asigură o prezență și o binecuvântare a lui Dumnezeu care susține, care creează un har aparte, cum și spune Apostolul Pavel. Ușile sunt deschise, șansa de a-L cunoaște pe Hristos este maximă. Dar nu trebuie să luăm lucrurile ca de-a gata. Instinctele naturale ale firii pământești ale acestui copil îl poate face să adere la credința creștină, nu neapărat pentru că este născut din Dumnezeu, ci posibil din cauza aplecării spre religios a ființei umane. Ce l-a făcut pe puiul de hindu să se facă hindu și pe cel de musulman să se facă musulman, îl poate face pe copilul de creștin să devină creștin. La mijloc nu e Iisus, sau dacă e, e doar ca informație, nu ca ființă vie. Nu e Duhul Sfânt, nu e pocăință, nu e naștere din nou, ci este doar instinct religios guvernat de fire pământească căzută în păcat. Asta ar fi o a doua raportare la Dumnezeu, raportarea după fire pământească. De bună seamă că această dublă posibilă raportare la Dumnezeu e un risc și pentru noi cei care trăim în prezent și pentru noi cei care suntem aici azi. Există posibilitatea să ne raportăm la Dumnezeu într-un mod autentic, cum a zis Iisus, dacă rămân în mine cuvintele mele, veți fi în adevăr, dacă rămân în voi cuvintele mele, veți fi în adevăr ucenicii mei, deci raportare după Duh, sau ca la acești potrivnici ai Domnului Iisus, despre care Domnul Iisus a zis, tatăl vostru este diavolul. Și vă rog să observați că acești iudei erau profund religioși. Ei au zis, tatăl nostru este Avram. Noi ne tragem din Avram.
Erau cu legea după ei, cu Tora după ei, se duceau la templu, respectau rânduielile, se revendicau din Moise, socoteau despre ei că sunt parte a legământului lui Dumnezeu. Dacă ar fi întrebat cineva, cine-s copiii lui Dumnezeu de pe fața pământului? Ziceau cu convingere, noi! Au și zis cu gura lor, tata nostru este Avram, noi n-am fost niciodată robii nimănui. Ca apoi din vorbele care urmează, Iisus îi ducă până în punctul în care să le zică așa, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu și n-am venit de la mine însumi, ci Dumnezeu m-a trimis. Și apoi Iisus îi spune, tatăl vostru este diavolul. Adică s-a referit la faptul că trăiau în păcat și din punct de vedere spiritual aparțineau lumii întunericului. Iată cele două variante. Creștin după Duh, creștin după fire pământească. O problemă prezentă în vremea lui Iisus, prezentă în bisericile înființate de apostolii Domnului Iisus, prezentă la cele 7 biserici din cartea Apocalipsa. Știți acele scrisori în această cheie și o să vedeți că asta era problema de fond. Prezența a două feluri de creștini, superficiali, firești, nenăscuți din Dumnezeu, a căror prezență și influență era negativă și riscau, se corupă, exista riscul, se corupă, se distrugă însăși biserica, cum a fost cazul Izabelei, acea femeie care se numea prorociță, cum a fost cazul celor care ziceau că sunt sinagoga lui Dumnezeu din Smirna, dar o sinagoga celui rău. Ce să mai vorbim, distanțându-ne de apostoli, de viacul apostolilor, în cursul viaculilor până în zilele noastre, cum această problemă de la o generație la alta a căpătat chip și chip, până în vremurile noastre. Acum, aici fiind, nu putem să ne respingem întrebarea, ce fel de creștini suntem noi? Cum ne-am descrie pe noi înșine? Creștin după Duh, creștin după fire, ce părere aveți despre dumneavoastră? Ca să nu dăm răspunsul în grabă, vorba apostolului Pavel, pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință, ca să nu dăm răspunsul în grabă, îngăduiți-mi în mesajul prezent să descriem cumva un profil al creștinului după fire și al creștinului după Duh în 5 particularități distincte pentru fiecare categorie. Începem cu creștinii după fire. Ziți vorba din Biblie, întâi vine cei firesc. Na, sperăm să rămânem la cei duhovnicesc. Na. Creștinii după fire pământească. Cum i-am putea descrie? Sigur că multe sunt de spus despre creștinii după fire pământească, dar socot că aceste următoare 5 lucruri măcar ne-ar putea arăta drumul. Cam pe aici atât s-o iei înainte ca să afli răspunsul. 1. Creștinii după fire pământească sunt creștini din obicei religios și din tradiție. Ceea ce îi determină să fie creștini, ceea ce îi determină să vină la biserică, ceea ce îi determină să fie membri într-o comunitate de credință, nu este nașterea din nou, ci este obiceiul, e tradiția. Un obicei care s-a format mai de mult. Nu zic că e rău acest obicei. Problema apare când obiceiul generează răspunsul. Creștinii după Duh au obiceiul, dar răspunsul vine de la Duhul Sfânt, nu din obicei, nu din tradiții. În cazul creștinilor după fire pământească, ei nu sunt născuți din nou. Dacă ar fi să parafrazăm vorbele Domnului Iisus sau vorbele lui Ioan scrise în Evanghelia după Ioan 1, că cei care sunt copiii lui Dumnezeu nu sunt născuți din carne sau din sânge, nici din voia firilor, adică au vrut ei, și nici din voia vreunui om, ci sunt născuți din Dumnezeu. Ei, în cazul creștinilor după fire, sunt născuți din voia oamenilor.
tata și mama au zis, hai la biserică, uite, dacă te botezi, îți cumpăr mașină nouă. Dacă vrei să faci o prostie mare, fă-o pe asta. Cumpără un botez cu ceva. Ți l-ai nenorocit. Din voia oameni sau din voia lor, vor ei să demonstreze ceva. Odată la o seară de rugăciune, de stăruință, cineva a zis, vă demonstrez că și eu o să primesc botez cu Duhul Sfânt. Eu o să vă demonstrez. Așa a vorbit, ambiție. Și ne-a demonstrat. Firea pământească este capabilă să imite până și în semnele botezului cu Duhul Sfânt. În stare de orice. Deci obiceiul, natura noastră omenească e capabilă să imite, să repete. Sigur că imitarea asta este una falsă. Creștinii după fire pământească vin la adunare, participă la slujbe, nu datorită unor convingeri spirituale profunde. Acum, dacă intri în dialog cu ei, orbirea spirituală este atât de mare încât nici nu-și dau seama. Exact ca aceștia cu care vorbea Domnul Iisus. N-am fost robii nimănui. Cum ne spui nouă vorbe ca acestea? E foarte complicat să pui granița. Duhul Sfânt știe să o pună în sufletul acelora care caută cu adevărat să se întoarcă la Dumnezeu. Obiceiul, stimați frați, poate să nască niște reflexe religioase foarte puternice. Obiceiul, tradiția, religia poate să dezvolte, să creeze în sufletul omului un atașament religios foarte puternic. Oamenii aceștia pot fi foarte devotați, consacrați, sunt în stare să facă sacrificii fenomenale. Și doar o paralelă. Uitați-vă și reflectați ce a reușit să facă islamul din niște oameni. În numele credinței lui, se înconjoară cu bombe, se duce mulțime de oameni, se detonează, crezând că ajunge în rai. Și toată această acțiune, acest sacrificiu suprem, e cauzat de religie. Să nu ne lăsăm impresionați de orice devotament, atașament și orice consacrare a unor oameni. În vreme mi-am dat seama că acolo unde este Duhul Sfânt, întotdeauna este dragoste și sfințire. Unde este doar atașament religios născut în obiceiuri și în tradiție, exact ca talibanul ăla islamic, creștinul este în stare să-ți facă rău. E în stare să se bată cu tine, ca inchizitorii din vremea Evului Mediu, care în numele lui Dumnezeu au ucis oameni, urmașii guvernați de acele duhuri rele pot în vremurile noastre să se infiltreze în biserici și să facă rău. N-au milă, n-au dragoste, nu caută sfințirea, ci au doar această agendă, atașament religios masiv, guvernat de obiceiuri, de tradiții, dar nu de Hristos. Aici e de gândit. E o chestiune foarte sensibilă și foarte profundă în același timp. Lucrurile se vor limpezi mai bine când adunăm mai multe, ca să le putem compara. A doua trăsătură a creștinilor după fire pământească este legată de emoții. Creștinul după fire pământească este un creștin după impuls emoțional. Ceea ce l-a determinat să adere, a avut și el un moment de trezire, un moment de conștientizare, cumva, a ceea ce ar trebui să fie. Dar la bază se găsește un val de entuziasm care e descris mai mult de emoții, de sentimente. Firea pământească este capabilă să exprime sentimente religioase foarte puternice. Dacă să ne uităm în Vechiul Testament, ce sentimente religioase masive au putut pune în evidență preoții lui Baal, Astarte, în vremea lui Ilie,
Impresionant. Vrăjitorii din Egipt. Să nu confundăm trăirile religioase emoționale cu prezența Duhului Sfânt. Adevărul e că prezența Duhului Sfânt naște sentimente, dar nu orice sentiment este Duhul Sfânt. Creștinii după fire pământească dau răspuns la acest nivel al emoțiilor, se aprind repede. Dați-mi voie să mă arăt suspicios față de orice om care se lasă convertit prea ușor. Am simțământul că cine se lasă lămurit prea ușor, la fel de ușor se lasă dezlămurit. Când în oală îi apă puțin, iute dă-n clocot. Și când se stinge focul, iute se răcește. Sunt oameni care se convertesc din entuziasm și se leapă de din principiu. E sămânța picată pe stâncă. Superficialitate. Doar emoții. Ce e de observat este că firea pământească, în zona aceasta a emoțiilor, e capabilă să exprime și mustrări de conștiință. Conștiința este un lucru care vine de la Dumnezeu. Mustrarea de conștiință este un lucru nobil. Să ai cuget și cugetul tău să spună, ai făcut rău. Asta este o mare binecuvântare. Dar dați-mi voi să vă spun că nu orice mustrare de cuget este generată de Duhul Sfânt. Există posibilitatea ca mustrările de conștiință să fie doar niște reflexele naturale ale firii pământești religioase. Și oamenii din lume au conștiință. Și între musulmani, și între hinduși, și între atei există mustrări de conștiință. Prin urmare, nu-i voie să pui egal între mustrare de cuget și pocăință. Pe Iuda l-a mustrat rău conștiința până acolo că s-a și spânzurat. Dar nu i-a trecut prin cap să se pocăiască. Există posibilitatea aceasta să... Deci face rău, creștinul după fire pământească este condus de rău, n-a fost eliberat de păcat, e rob păcatului și în urmă îl mustră conștiința. Iar el riscă să confunde mustrarea de conștiință cu întoarcerea la Dumnezeu. Și după ce dă binețe lui Dumnezeu în niște mărturisiri ipotetice, gata, el e bine. E imitată însăși spovedania, mărturisirea. Deci, la nivelul emoțiilor, creștin la nivelul mustrărilor, la nivelul emoțiilor. Tocmai de aceea, mie mi-a fost teamă să încercăm să creăm mai mult decât trebuie atmosferă care să genereze emoții și pe fond să nu fie Evanghelia. Câteodată am văzut prin adunări să cânte nu știu cine la pian. Nu spun că e rău. Nu asta spun. Spun că există un risc. Și trebuie să avem grijă unde e limita. Să facă un piano liniștit, apoi vine vorbitorul și îi spune o poveste lacrimogenă, de mamă, de copii, de nu știu care, ce-o pățit, cum a fost. Și impresionat la nivelul emoțiilor, omul dă un răspuns, plânge. Dar și când se uită la filme, telenovele indiene sau spaniole, tot plânge. Nu orice plâns generează din convertire cauzată de Duhul. Mai sunt și din acelea de la emoții. Emoțiile, în principiu, sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu, dar ele, câteodată, ne pot aduce în stări de confuzie. Și de-aia e bine să avem discernământ. A zice că emoțiile sunt o binecuvântare de la Dumnezeu, dacă ele se nasc într-o atmosferă de închinare autentică, slavă lui Dumnezeu, le dorim bucuria în Duhul, pacea, dragostea lui Dumnezeu, această cercetare a Duhului, entuziasmul care vine peste sufletele noastre. Dar pe fond, nu e un manipulator emoțional numit predicator, ci este un om care spune adevărul din Scriptură. Și în contextul acela, Duhul Sfânt naște din nou. Și apoi bucuria autentică se vede prin viețile schimbate. Amin.
Eu așa mă gândesc că ar trebui să fie. 3. Creștinii după fire pământească sunt dependenți de simboluri. Problema aceasta a simbolurilor este de asemenea foarte, foarte complexă. Apostolul Pavel spune că lucrurile duhovnicești trebuie să fie judecate duhovnicește. Și că oamenii firești, creștinii după Duh, nu pot să înțeleagă lucrurile Duhului. E ca și cum ar fi două lumi, planeta Pământ și planeta Venus, două planete. Pe planeta Pământ se trăiește, cum știm, pe planeta Venus nu se trăiește. Nu se trăiește, nu știm cum. Ce-o fi acum? Deci, nu poți fi, lipsind de pe planeta aceasta, creștinul după fire, lipsind din lumea Duhului, creștinul după fire, nu înțelege ce e acolo. Și atunci trebuie simboluri. Acele noțiuni spirituale, profunde, închinarea în Duh și în adevăr, acel limbaj al Duhului Sfânt, care nu poate fi explicat în cuvinte, are nevoie să fie cumva reprezentat în simboluri, în ceva vizibil, trebuie să țin în mână ceva. M-am întâlnit cu un frate odată, l-am cunoscut într-o împrejurare mai aparte și după ani mi-a zis el, ți-aduce aminte când ne-am întâlnit noi atunci în tren? Da, mi-aduc aminte. Și din prima clipă am știut și eu și tu că amândoi cunoaștem limba Galileanului, adică limba Domnului Iisus. Există o vibrație, există ceva în sufletul celor născuți din nou și repede se cuplează cu ce e în sufletul celuilalt frate. Poți să-l întâlnești în avion, poți să-l întâlnești în aeroport, poate să fii un străin, e un limbaj, e ceva. Trece dincolo de cultură, dincolo de educație, dincolo de neam. Asta ne și pune împreună, ne adună la oaltă. Duhul lui Dumnezeu ne strânge, spune Scriptura, ne constrânge, ne motivează, ne mobilizează. E, revenind la această problemă a simbolurilor, creștinul după fire pământească trebuie ceva să facă. El nu poate vedea dincolo de material, să-L vadă pe Dumnezeu în înțelegerea Duhului. Și atunci aș face icoană. Îi trebuie icoană. Dacă nu este icoană, nu este Dumnezeu. Îi trebuie statuie. Religia, confesiunea din care se trage, i-a pus la dispoziție simbolurile necesare. Printr-o experiență îndelungată, care se trage din istorie, are el simbolurile conservate și oficializate și numite bune. La ortodoși poate să fie crucea, poate să fie icoana, pot fi moaștele, pot fi preoții. La catolici altfel, în alte confesiuni altfel, dependența de simboluri. Și acum venind în spațiul nostru neoprotestant, care ne sunt simbolurile? Că tradiția noastră religioasă ne împiedică să ne facem icoane, cruci și statui și... Deși ce e ciudat pentru mine este că, mai ales în noua reformă apostolică, s-a trecut peste asta. Nu împiedică nimic să se ducă la mormintele nu știu cui din vechime, să se pună peste ele și să ceară ungerea din ele. Bill Johnson, spre exemplu, face asta. Moaștele, care sunt? Exact același limbaj. Sau alte simboluri. Dar am băgat de seamă că în părțile, în creștinismul pentecostal românesc, simbolurile au devenit oamenii, personalitatea unor oameni. Cam ca în viacul de la început, o zise firești din Corint, eu sunt lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Petru. Și să nu-i socotim mai vlavioși pe cei care au zis, eu sunt al lui Hristos. Că tot ce zici din duh de partidă, oricine ar fi șeful, e rău. Simbolurile. Și aceste simboluri sunt alese în funcție tot de specificul naturii omului. Spre exemplu, dacă el este înclinat spre discurs,
Îi place să audă discurs, îi place să audă pe cineva vorbind. E așa, mai intelectual, mai o gândire, socotește lucrurile. Clar, simbolul lui va fi un predicator. Dacă e spre artă, dacă îi place muzica, spre exemplu, aici e limbajul lui și aici se regăsește, simbolul va fi un cântăreț. Dacă firea lui omenească este mai mistică, mai spre meditație, spre cugetare, clar o să-l găsești lângă proroci. Și din oameni face zei. Sigur, copiii lui Dumnezeu știu să respecte oamenii lui Dumnezeu. Și Biblia are o învățătură vastă pe tema aceasta. Dar există o chestie foarte, foarte delicată și sensibilă. Odată am simțit nevoia să atenționez pe un asemenea frate, zicându-i, bagă de seamă că omul pe care îl asculți e compromis și s-ar putea să-ți facă rău rămânerea în zona asta prea mult. Ai grijă că nu-i bine, îți trebuie amestecate acolo. La care auziți replică. Pe mine nu mă interesează cum trăiește, treaba lui. Mie îmi place cum vorbește. Deci tu nu-L cauți pe Dumnezeu, ci tu doar consumi un spectacol religios, un număr pe care ți-l oferă un orator. Aia a fost concluzia pe care am tras-o. Și aici să ne gândim bine. Ce ne atrage la cine? Copiii lui Dumnezeu, conduși de Duhul, nu își permit să arunce spectaculosul, harisma unui lider în spatele caracterului și a sfințirii. Nu-și permite să facă asta. Pe creștinii după fire pământească aceste noțiuni nu interesează deloc. 4. Creștinii după fire pământească au inima împărțită. Asta ar fi una dintre marile probleme cu care se confruntă. Inima împărțită. Adevărul e că sub influența bisericii, a familiei, în prezența lui Dumnezeu fiind, a cuvântului care e citit, e spus, a cântărilor, a cercetării Duhului, a exemplului altora pe care îl văd copiii lui Dumnezeu, zone din viața lor poate fi influențată de Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel că soțul necredincios se găsește sub o binecuvântare aparte din pricina faptului că în casa lui este nevastă sa credincioasă, nu? Asta nu înseamnă că e asigurată mântuirea lui, înseamnă doar că beneficiază de un har aparte pe care Pavel o numește sfințire. E sfânt, adică e separat prin rugăciunile celui din casă, prin prezența celui din casă. Că acolo în Corint a apărut o întrebare. Oare acum noi, surorile, măritate cu bărbați păgâni care nu cred în Domnul Iisus, n-ar trebui să ne lăsăm de bărbații ăștia? N-ar trebui să ne separăm? Oare nu cumva de la ei care sunt păgâni vine spre noi o influență spirituală negativă care ne compromite mântuirea? Și n-ar fi oare soluția să ne dezicem de aceste căsătorii și să ne separăm? La care Pavel zice să vă ferească Dumnezeu de una ca asta. Și dacă vorbim de influență, spune Pavel, există una, dar de la cel bun spre cel necredincios, nu invers. Asta este ideea. Și este eliberatoare, este frumoasă. Asta îți dă încredere, Dumnezeu este cu tine și cu siguranță te va ajuta. Binecuvântat să fie în numele Lui. Dar întorcându-ne acum la discuția noastră, creștinii după fire pământească au inima împărțită. Spații din sufletul lor nu sunt predate Domnului Iisus. Hristos n-a intrat adânc în inimile acelea. Sunt zone pe care le-a oferit, le-au ocolit. Acele zone sunt guvernate de întuneric. Vorbim aici de o dublă viață, de o dublă înțelegere. Imaginați-vă, vă rog, un foc de tabără, un foc mare undeva acolo, mergem cu tinerii vara la tabă, la camp, facem un foc, facem foc mare. Dacă stai aproape de foc, simți pe tine căldura focului. Dar dacă te duci un pic mai încolo, mai departe,
simți doar, pe tine vine doar lumina. Căldura nu mai simți, dar lumina vine. Dacă te distanțezi și mai mult, ești cu totul în întuneric, dar vezi focul. Pe tine însă nu te vede lumina focului. Astea ar fi trei zone. Lângă foc, îi simți căldura. Mai departe de foc, doar lumina lui e pe tine, dar înghezi de frig acolo. Și mai încolo, vezi focul, dar nimeni nu te mai vede în lumină. Creștinii după fire cam pe acolo se așează. Văd focul. Eu știu unde e biserica. Și din când în când vin. Dar inima este împărțită. Zone de întuneric stau în sufletele lor, în viețile lor. Domnul mi-a deschis odată inima să cuget mai adânc la această speță printr-un dialog avut cu o nepoată. O fetiță cu numele Carla, avea pe atunci vreo 3 ani și jumătate, un copil foarte inteligent. Ne-a uimit. Sora mea, sora noastră mai mică, fiind ocupată cu serviciu, a dat-o pe nepoata noastră în grija unei vecine, pensionară, profesoară toată viața. Și acum doamna profesoară, pensionară, iubea pe nepoata mea de numă și a exersat toată pedagogia ei pe sora mea, pe nepoata mea. Și la vârsta de 4 ani jumate, 5 ani știa să scrie, să socotească și câte cele nu știa. Ne-a uimit, eu am și niște filmări care impresionează, așa când vezi ce poate vorbi un copil de 4 ani. O întreb, ia spune mie, tu știi ce e aia rimă? Asta e din poezie. Ce știu, ce? Bihoreanca. Îi atunci, deci numai un bihorean zice așa, îi atunci când. Îi atunci când două cuvinte se potrivesc bine, bine. Cum ar fi mere, pere? Mi-o dat definiție de dicționar. Și am tot întrebat-o până când s-a plictisit de mine. Și eu, ca să o aduc tot în vorbele mele, de-o spunea la buzunar, scos de acolo 10 lei și a zis, vezi banii ăștia, eu ți-i dau ție cu o condiție. Îți pun o întrebare și tu răspunzi. S-a uitat la mine și la bani și a zis, unchiu Nelu, de ce mă manipulezi? Dar ce e aia manipulare? Zice, e atunci când cineva te face să faci ce vrea el, dar tu n-ai face. Zic, dar reclamele... Sora mea era consumatoare de reclame la televizor. Reclamele ce? E manipulare sau nu? Și o manipulare mare, unchiul Nelu. Mami cumpără ce n-are nevoie. Copila asta, ne-am dus la părinți în vizită acolo la Ferice, lângă Binș. Și în vizita aceea s-a făcut târziu, era seară. Fetița a început să plângă, a fost frică de întuneric și n-a mai vrut să stea afară, în curte. Și era vară și era foarte plăcut. A trecut seara repede, am trecut la odihnă. A doua zi dimineața, când copila s-a trezit, a ieșit în curte. Și când a ieșit în curte, s-a uitat așa și îmi zice, că eram pe aproape, unchiul Nelu, unde îi întunericul? Că era logic. Aseară am fugit în casă, că era aici întuneric, și acum când am venit afară, nu mai e. Unde e? Ce să-i spune copil de 4 ani, unde e întunericul? Și atât m-am gândit. Vezi soarele ieșit de după deal. Și când întunericul l-a văzut, a luat-o la fugă speriat. Și fetița mă întreabă, și unde s-o ascuns? Nu, amuiam. M-am gândit eu, în pivniță după ușă. Să văd, hai! N-am aprins becul, am deschis ușa acolo la pivniță, la casa părintească, s-a uitat după ușa, era acolo întuneric așa. Speriată, a ieșit de acolo și în gură mare. Bunii, bunii! Întunericul a fost fugărit de soare și s-a ascuns în pivniță după ușă. Și asta mie mi-a dat de gândit, inima împărțită. Poate fi zi, cerul plin cu soare și lumină pe toată fața pământului, dar undeva, într-un colț, bine ascuns, întunericul. În miezul zilei. Așa e inima împărțită. La vreo 2 luni m-am dus în vizită în Oradea la sora mea și cum intru în casă, copila mă trage așa către ea și îmi șoptește la ureche. Știi unde s-o mai ascuns întunericul? Unde, Carla? La tati după dulap, în birou. Și m-am dus cu ea să-mi arate că acolo, în colț, după dulap,
capăt acolo era întuneric, chiar dacă era becul aprins în casă. Și acum întrebarea mea pentru dumneavoastră este: întunericul imoralității, a netransformării, a nedomniei lui Iisus, unde stă în viața ta? Acolo inima împărțită, iubirea împărțită. Creștinii după fire au zone de acestea. E drept că și la un copil al lui Dumnezeu pot fi slăbiciuni, dar ne vom da seama când slăbiciunea e ceva, cum să spun, cu care luptăm prin faptul că nu iubim slăbiciunea aceea. Nu suntem confortabili cu ea, luptăm cu ea. Cerem ajutorul lui Dumnezeu să o biruim. În timp ce creștinul după fire pământească o conservă cu foarte mare grijă, ascunzând-o ca pe ceva de preț, să nu știe nimeni. Asta mă face fericit. Băutura aia pe ascuns, nici nu te mai văzut conștiința. Dar n-ai vrea nici să știe lumea că ți-ai pierde reputația. Este mai dragă omenia decât sfințirea. Țigara, pornografia, poate fi adulter, să-ți forme grosolane, mai grave. Dar nu există dispoziție de schimbare, nu există dorință de transformare, ci doar dorința de a proteja zonele astea să nu știe nimeni. El, de altfel, e harnic, e serviabil, e darnic, poate fi generos și în același timp adulterin. Creștin după fire pământească. Aia e inima împărțită. Adică o parte e bună și altă parte e rea. Dar nu e rea în sensul că văd eu la mine o slăbiciune și mă lupt să mă scap de ea, ci e rea conservată, protejată, cultivată. Aia e diferența. E mare. Și ar mai fi o trăsătură. Deja am și vorbit despre asta. Creștinii după fire pământească au o viață, o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală. Pe formă, pe interfață, au ceva evlavios, dar n-au profunzime, viață. De fapt, ei trăiesc în păcat. Asta ar fi problema mare. Sunt guvernați și sunt stăpâniți de păcat. Frații mei, reflexele religioase generate de fire pământească nu pot produce naștere din nou niciodată. Și nici libertatea aceea despre care a vorbit Iisus: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Sau cum a zis Iisus: cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Observați, oameni religioși incapabili să asculte, nu puteau să asculte ce a zis Iisus. Și de ce? Pentru că nu erau din Dumnezeu. Nu se potrivea cu natura lor interioară. Și aici este problema trăirii în păcat. Oamenii creștini după fire pământească nu cad accidental în păcat. Păcatul este modul de viață, dar îl ascund. Creștinul după Duh poate să cadă în păcat și Biblia spune. Dar când se întâmplă asta, se ridică, se pocăiește, se mărturisește, își asumă. O distinție. Dacă, să zicem, accidental sau cine știe cum, se descoperă deodată secretul trăirii în păcat a creștinului după fire, o să observați cât e de agresiv. În apărarea lui devine agresiv. Să ne păzească Dumnezeu de dușmănia și răutatea creștinilor după fire dați pe față. În schimb, creștinul după Duh nu-i nevoie să-l cauți. El vine să se mărturisească. Iar dacă se întâmplă să fie văzut și tras de mânecă și mustrat, roșește, se prăbușește și începe să spună ce nici nu știi tu. Și își cere ajutor. Acolo e diferența. Și aici să ne gândim bine la inimile noastre, că noi tot una să venim la biserică.
Eu aș zice că ar fi și o tragedie, adică să vii la biserică, să participi la viața bisericii, să te silezi să imiți tot ce fac creștinii după duș și la sfârșit să mergi în iad, mi s-ar părea o afacere foarte proastă. Foarte proastă. Nu. Pe fond e frica de Dumnezeu, care la creștinul după fire pământească lipsește. Poate fi undeva zisă, cum a zis profetul, toată frica voastră de Dumnezeu nu-i decât o învățătură omenească. Vă aduceți aminte cum a acuzat un profet din vechime pe cei din generația lui care se lăudau ca o frică de Dumnezeu, dar care nu se vedea din viața pe care o trăiau practic? Creștinii după fire pământească iubesc păcatul. Asta e problema. În schimb, creștinii după Duh au în ei o lumină interioară. Creștinii după Duh se feresc de ceea ce este rău, în timp ce creștinii după fire pământească sunt dispuși să intre în dispute ca să-și apere ideile și să le promoveze. Un exemplu. Apostolul Pavel spune că să ne ferim, dacă vedem ceva rău, să ne ferim de orice ni se pare rău. Deci, din punct de vedere moral, pentru creștinul după Duh, nu e nevoie ca ceva să fie demonstrat 100% rău. E suficientă o suspiciune și el se retrage. Instinctele, Duhul Sfânt care este în el, care luminează mintea, acea ungere a Duhului, acea lumină interioară care s-a aprins în el când a fost născut din Dumnezeu, îl învață. În timp ce creștinul după fire are nevoie de dovezi, de argumente. Frații mei, inima noastră este nespus de rea și înșelătoare. Zice în Biblie că se învață și să păcătuiască. Căci inima omului este deznădăjduit de rea și, cum mai zice, și înșelătoare. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Și după ce omul s-a antrenat și s-a deprins la nelegiuire, acum e dispus să-și o argumenteze. Eu am rămas uimit de ușurința cu care unii creștini în bisericile pentecostale argumentează că nu-i păcat să bei alcool. Nu știu de unde au prins ideea că nu-i păcat. Au trecut de la faza consumării în ascuns. Acum au devenit apostolii. Arată-mi unde e scris în Biblie. Arată-mi unde e scris. Uite, nu poți să îndepărți. Nu, n-am ce să-ți arăt dacă nu, ca la ateu. Ce să-ți arăt dacă nu vrei să vezi? Dar dacă ai fost născut din Dumnezeu și vezi ce face alcool în jurul tău, nici dacă ai avea de la Dumnezeu voie, n-ai mai consuma-o, știind că crezi poticniri celor slabi. Dar nu poți face asta din cauza faptului că nu e Duhul. Am dat doar un exemplu mic și poate puțin important. Haidem să mergem la partea a doua, și anume creștinul după Duh. Fratele Iulian a zis că în seara asta o să am două predici, atunci m-am gândit să am una cât două. Am văzut cum ascultați și acum vorba lui Ion Gură de Aur, care s-a lungit odată la predică, de permis de mult, dar s-a scuzat magistral, scrie acolo în omilii la Matei. A zis el așa: când vă văd cum ascultați, mie vine să vă tot spun. Așa a zis. Haideți să vorbim despre creștinul după Duh. Alte cinci trăsături. Sau să facem pauză acum? Nu mai facem nicio pauză. Nu. Sau cum zicea tata când eram copii, ne osteneam la coasă și după ce ne osteneam bine, zicea: băieți, câte bine și fratele meu, luăm o pauză. Și apoi se uita la mine, zice: tu ești mai mare, în pauză împroși brazdele. Și către fratele meu: tu te duci după apă. Râdea cu noi. A trecut și pauza asta, acum haidem să revenim.
așa facem și la școală pauza, da. Creștinul după Duh. Creștinul după Duh prezintă semne vitale. Un organism viu, un om viu, îl deosebești de unul mort prin ceva. Sunt distinții, diferențe. Când eram la școală, eram învățați că un om viu prezintă semne vitale și unul din ele ar fi pulsul. Pui mâna aici, simți presiunea sângelui sau la închietura mâinii, bătaie inimii, ăla e viu, îi bate inima. Sau respirația. Ne jucam, ne făceam că suntem morți și apoi am fost învățați să luăm o foaie de sticlă sau oglindă, să-i pui așa la nas și să aburește, cât să făcea că e mort, să aburea, scoală-te! Apoi dacă mai și înțepai cu un ac, așa tresărea, de avea grijă. Deci, cine e viu, e viu și prezintă semne vitale. Semnele vitale n-au în ele nimic spectaculos. Să nu vă așteptați că acum descrim creștinul după Duh să spun ce știu, n-ați mai auzit niciodată. În semnele vitale nu este nimic spectaculos. Ele sunt prezente, ele se manifestă, să cugetăm la semnul, la puls. Ea acolo se manifestă, sau la respirație, ea acolo se manifestă, nici nu-ți dai seama, de-aia își face treaba. Și se încadrează într-un anumit spectru, bate, aici ar fi minim, acolo maxim, cam aici se mișcă. E chiar rutină. Cum ar fi dacă ar veni cineva și ar zice unui doctor: domnul doctor, eu am o problemă, am constatat că inima mea bate în acest spectru, de aici până aici. Și am venit la dumneavoastră să-mi dați ceva, că grozav de plictisit sunt. Aș vrea să-mi bată inima de 300 de ori pe minut. Dați-mi o pastilă, că sunt plictisit de cât îmi bate inima spectrul ăsta. Să te ferească Dumnezeu de variații peste normă la semnele vitale. Dar aud prin biserici: mă plictisesc la biserică. La ce te plictisești la biserică? Ce nu-i bine la biserică? Păi numai să roagă, cântă, predică. Și măcar de-ar cânta bine, de-ar predica bine. Dar ce ai vrea să faci la biserică? Eu nu știu, dar mă plictisesc. Umblăm pe tavan. Că această reacție, mă plictisesc la închinare, deja spune ceva. Sigur că pot greși și adunările prin felul în care își pun lucrurile acolo, putem provoca, ispiti la plictiseală prin nepriceperea și stângăciile pe care le avem, dar n-ai cum să te plictisești tot timpul. Să fii plictisit de meserie. Nu. Plictiseala asta la închinare ar spune ceva despre lumea spirituală. Dar să revenim. În semnele vitale ale creștinului după Duh, primul lucru: creștinii după Duh au dat voie cuvântului lui Dumnezeu să le transforme viața. Creștinul după Duh a permis cuvântului lui Dumnezeu revelat în Biblie, să le intre în suflet. Exact cum a zis Iisus: cuvântul meu nu pătrunde în voi. Ei, în creștinul după Duh, cuvântul lui Dumnezeu pătrunde și provoacă schimbări. Cuvânt pentru creștin, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește din acest cuvânt. El are un înalt respect față de acest cuvânt. Își conduce viața după acest cuvânt. Poruncile acestui cuvânt sunt extrem de importante pentru copilul lui Dumnezeu. Scriptura este constituția lui. E atât de pasionat, de îndrăgostit, iubește Scriptura, iubește pe Dumnezeu din cuvânt. O soră de la noi, de acolo, de la Sibiu, a zis odată: frate Nelu, așa de mi-e de dragă Biblia, că dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu, a săruta-o. Adică a zis: nu vreau să fac din ea un simbol, că altul m-a dus cu mașina foarte tare și mi-a fost frică să nu pățim ceva. Și azi mergi mai încet, la care mă zice așa: să frică să te duci la Domnul? Pastore, nu mi-e frică, dar nu m-aș duce așa fără programare. Și eu acolo la ușă nechemat, trimis de tine.
Ce fii liniștit, nu pățin nimic. Ia uite-te să vezi ce am acolo în bordul mașinii. Și când mă uit, era o Biblie. Zice, cu aia în mașină nu pățim nimic rău. Îți lasă-mă pe mine jos, du-te singur. Simbol. Creștinul după Duh a luat cuvântul, l-a pus în inimă și pentru el cuvântul este cuvântul viu al lui Dumnezeu. 2. Creștinul după Duh și-a simțit păcătoșenia, propria păcătoșenie, a înțeles-o și a fost eliberat. El s-a convertit în mod profund. Creștinul după Duh și-a simțit păcatul, a înțeles vina pe care o are și nevoia de a fi eliberat. Spun celor care se botează, întreb, spune-te rog, ai simțit vreodată nevoia să te duci, dar singur, să te ascunzi undeva, să închizi ușa, dormitorul tău, în camera ta și acolo să te rogi și să plângi că ești păcătos? S-a întâmplat asta vreodată? Și din cum îmi răspund, îmi dau seama pe ce lume sunt. Creștinul după Duh a înțeles că păcatul este ofensă la adresa lui Dumnezeu. A experimentat jalea pocăinței. Conștiința l-a adus la Hristos. George Whitefield zicea odată, citez, ascultați păcătoșilor, voi sunteți monștri ai nelegiuirii, meritați iadul. Și cea mai mare nenorocire este că în timp ce săvârșiți nelegiuirea, n-ați avut harul minunat de a vedea ce ați făcut. Dacă nu veți plânge pentru păcatele voastre și pentru nelegiuirile voastre comise împotriva lui Dumnezeu, atunci George Whitefield va plânge pentru voi. Și s-a întors cu fața la perete și a izbucnit în plâns. Era o predică ținută în Boston. Ei, creștinul după Duh a văzut. Am păcătuit. Duhul a descoperit în lumina crucii. Acolo s-a întâmplat ceva. Și asta naște cu adevărat convertire. Și asta ar fi trăsătura a treia. Creștinii după Duh sunt convertiți la Hristos în mod profund. Ei cred că Domnul Iisus este singura persoană care poate elibera de păcat. Pentru ei, Domnul Iisus este o ființă vie. Este Domn, este Salvator. Ei îl aud pe Domnul Iisus vorbind, ei vorbesc Domnului Iisus, sunt predați în întregime Domnului Iisus, sunt interesați să cultive o relație personală cu Domnul Iisus. Ei umblă în frică de Dumnezeu, ei însetează după neprihănire, după dorința de a fi curați. Ei nu pot tolera păcatul în viața lor, pentru că îl iubesc pe Hristos. N-au liniște și pace în sufletele lor dacă din neglijență cad în vreo greșeală. Sunt apăsați, sunt triști și își regăsesc pacea doar atunci când în rugăciune de căință simt că Duhul revine asupra lor. Cum a zis David, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Este creștinul după Duh, om care își guvernează viața după Iisus. Iisus este modelul lui, exact cum scrie în 1 Ioan. Cine zice că îl cunoaște pe Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iar cine zice că îl cunoaște, dar nu păzește cuvântul lui Iisus, este un mincinos. Adevărul nu este în el. Uite, eu am cunoscut om care îmi stă de vorbă și n-a fost din nefericire doar o dată, stă de vorbă, era evident că trăiește în păcat și el a spus că ce face este corect. Că el mai departe se roagă, că el simte pe Dumnezeu, în timp ce își lăsase soția și stricase altă familie. Deci iată până unde poate să meargă. Și nu-i de mirare, au apărut biserici în care ideologia gender e promovată. Poți să fii gay și să fii și membru în biserică. Le face și cununie în unele confesiuni. Cum de-au ajuns acolo? Creștini după fire pământească. Asta e tot. Și apoi dacă luăm problema aceasta și o aducem în multe alte spații, oare de ce închinarea câteodată capătă accente firești, lumești, muzica, îmbrăcămintea, vorbi, purtarea?
De ce? Expresia ale creștinilor după fire. E aia. E limbajul lor, se înrădăcinează în aceste chestiuni. Și dacă încerci să explici, nu te pricepe. Și dacă insiști, se miră și zice, ești legalist, ești îngust, ești cumus. Nefericitul de mine. Înțelegeți? De bună seamă, legalismul e legalism și neprihănirea e neprihănire. Acesta este un alt subiect foarte complicat și vast. 4. Creștinii după fire, după Duh, au Duh de rugăciune. Asta ar fi o altă chestiune vitală. Deci am zis, creștinii după Duh au o înaltă considerație față de Scriptură, o atitudine potrivită față de păcat, l-au văzut, l-au identificat, l-au demascat, l-au înfruntat în viața lor și o atitudine corectă față de Iisus. S-au predat cu toată inima Domnului Iisus. Și acum, Duhul de rugăciune. Vă aduceți aminte când Duhul Domnului a confirmat despre Saul din Tars că s-a convertit autentic, ce a zis profetului Anania din Damasc? Nu te teme să te duci, e un vas, l-am ales, du-te că se roagă. Ar fi putut spune, du-te că s-a pocăit, du-te că m-a primit. Dar a zis, cam tot aia, du-te că se roagă. Creștinii născuți din nou, născuți din Duh, au o viață de rugăciune. Dar această viață de rugăciune, frați și surori, nu e un exercițiu religios pe care îl consumăm când suntem împreună sau care se înrădăcinează în niște obiceiuri, în niște tradiții care au făcut în noi reflexe. Nu. Tocmai de aceea Iisus a zis, tu când te rogi, du-te și roagă-te în ascuns. Nu, acolo nu mai e loc de publicitate, acolo nu câștigi la imagine nimic. Acolo ești numai tu și Dumnezeu. Și acolo te duci numai dacă ți-e drag de Dumnezeu. Nu te duci de alta. Creștinul după fire poate să facă rugăciuni. Uitați-vă la musulmani. Sau să-i lăsăm. Uitați-vă la evrei. La aia despre care a vorbit Iisus. Se roagă de ochii lumii, la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Când vine ceasul de rugăciune. Sau la creștinii noștri. Cine se roagă numai la biserică, nu se roagă. Rugăciunea de la biserică este importantă, dar dacă doar la biserică te rogi, pune-ți serioase întrebări privire la identitatea ta spirituală. Tu să te rogi și singur. Duhul care naște din nou te va împinge în odaie ca să vorbești cu Dumnezeu. Și apoi, 5, ține de iubirea venirii Domnului. Creștinii după Duh iubesc revenirea Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, ei cred în viață veșnică. Creștinii după Duh cred în împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Cred în rai, cred în nemurire, cred în înviere, cred în întoarcerea lui Iisus. Toate astea sunt noțiuni care se leagă de revenirea lui Iisus. Și asta te motivează. Pe când eram student, mi-a povestit un coleg, era un om cu mare frică de Dumnezeu, că a avut o situație, cineva l-a ispitit, vânduse o bucată de pământ, primise ceva bănuți pe pământul acela și niște frați de acolo de la adunare au zis, ia dă-ne nouă banii cu un împrumut și noi îi înmulțim și îți dăm și ție partea. Dar ce faceți voi cu ei? Nu-i treaba ta, mă dă-ne. Și a zis, totuși, asta să știu. Era pe atunci posibilitatea asta de a trece granița, de a lua băutură de acolo și de a duce în țară și traficul ăsta de frontieră făcea bani mulți, țigări și băutură. Și prietenul meu, fratele nostru, a spus, nu, nu, eu una ca asta nu fac. Egal câți bani pot câștiga din asta, asta eu nu fac. Și a zis, dar de ce? Tu nu trebuie să faci nimic, numai să ne dai bani. Am greșit că ți-am zis ce vrem să facem cu ei. Na, ne pare rău, dar dă-i. Și el a zis, nu. Și el a zis, totul spune-ne de ce. Și el a răspuns simplu. Pentru că eu cred în învierea morților. De-aia. Te gândești la asta? Crezi că totul e viața de pe pământ? America? Oportunitățile? Ce duci cu tine pe lumea alaltă?
Creștinul după Duh este ancorat, trăiește în lumea asta, o înțelege bine, dar visul, viziunea vieții lui este moștenirea împărăției cerurilor. Și îl așteaptă pe Iisus. Asta e cheia existenței lui creștine pe pământ, așteptarea revenirii. Nu așteaptă cum așteptăm în aeroport avionul. Uitați-vă la oamenii în aeroport cum așteaptă. Plictisiți, nu vorbesc între ei, stau așa, își mai fac de lucru cu una cu alta, așteptarea din gară. Creștinul nu așa așteaptă, ci creștinul așteaptă în ogor, așteaptă lucrând. Brațele sunt prinse în muncă și mintea și ochiul scrutează din când în când zarea. Oare vine? Ultima pagină a Bibliei conține poate cele mai multe referințe la revenirea, la speranța, la așteptarea creștină a revenirii Domnului. Zice în 12, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Versetul 7, eu vin curând. Versetul 16, aceeași idee. Versetul 20, da, eu vin curând. Dacă ați vrea, Apocalipsa 22, versetul 20, să-l punem. Acest text este ultimul cuvânt din Biblie. Versetul 21 este doar un salut de încheiere. Apocalipsa 22, versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Eu așa-mi imaginez cum Ioan scria cu pana ce zicea Dumnezeu. Și a zis acolo, eu vin curând. Și apoi a auzit un cuvânt, amin. Și l-a scris. A mai auzit acest cuvânt și după el Domnul a mai continuat. Dar de data aceasta tăcere a fost lungă. Din care tăcere mă gândesc că Ioan a reținut că acest amin înseamnă că e gata. Ce a fost de spus, a spus. Nu-i mai de adăuga nimic. Și atunci și-a luat el pana și-a pus după acel amin rugăciunea lui și rugăciunea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Vino, Doamne Iisuse! Și cu asta se încheie Biblia. Versetul 21 este doar un salut de conveniență. Harul Domnului Iisus să fie cu voi cu toți. Dar așa așteaptă creștinii. Iubești venirea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Și acum, în încheiere. Creștin după fire, creștin după Duh. Firea noastră păcătoasă este capabilă să dezvolte sentimente și aplicare spre religios spectaculoasă. Dar o vom dibui, creștinii după Duh sunt creștini din obicei, guvernați de emoții. Inima lor este împărțită. Nu sunt convertiți în mod profund. Iubesc păcatul. În schimb, creștinii după Duh au înțeles că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și au permis să le intre în suflet, au confruntat păcatul și însetează după dreptate, s-au convertit în mod profund la Iisus Hristos, Iisus este Domnul lor, îi însetează după neprihănire, au duh de rugăciune și iubesc revenirea lui Iisus. Iată unde am putea greși în seara asta. Am putea greși zicând, știu eu pe câțiva care au ratat seara. Ce bine era dacă veneau la adunare. Solzhenitsyn, un gânditor rus, a zis că granița între bine și rău nu trebuie pusă între noi și semenii noștri. Că noi cam așa facem. Pe noi ne dăm de partea binelui, punem hotarul și ăilalți sunt de partea răului. Solzhenitsyn a spus că granița dintre bine și rău trece prin fiecare inimă de om. Și aici suntem chemați să ne cercetăm pe noi înșine. Vestea cea bună este că un creștin după fire, prin puterea lui Dumnezeu, repede poate să se facă un creștin duhovnicesc. Hristos poate transforma.
Există și riscul ca cel care a început duhovnicește să o sfârșească rău. De aceea zice Apostolul Pavel, băgați de seamă ca nu cumva ceea ce ați început în Duhul să sfârșiți în fire pământească. Să luăm cuvântul din seara aceasta și să-l păstrăm în mintea noastră și în rugăciunea noastră pentru binele și mântuirea noastră. Amen.